Berchișeștiul a fost duminică în sărbătoare pentru că în localitate a fost inaugurat Centrul pentru Cultură, Artă și Tradiții. Manifestarea a fost organizată sub egida centenarului Marii Unirii a României și de aceea a debutat cu o slujbă de pomenire a eroilor. Slujba a fost oficiată de un sobor impresionant de preoți, în frunte cu înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, preasfințitul Veniamin Goreanu, episcopul Basarabiei de Sud din Republica Moldova și părintele protopop de Storojineț, Bucovina de Nord din Ucraina. Ulterior a fost sfințit Centrul pentru Cultură, Artă și Tradiții, care a fost construit în 2 ani. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Imediat ce s-a intrat în noul edificiu, a fost intonat imnul de stat al României. Într-o zi festivă și deopotrivă înălțătoare, în care marcăm multe evenimente de o neestimabilă valoare culturală, istorică și religioasă. Le mulțumesc în mod deosebit înalt preasfințitului Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuțului, preasfințitului Veniamin Goreanu, episcop al Basarabiei de Sud, părintelui protopop de Storojineț, Ucraina, Vasile Covalciuc, doamnei prefect Mirela Domnicăi, domnilor parlamentari, precum și tuturor oficialităților și invitaților din comunele noastre partenere din Republica Moldova și Ucraina. Primăria Berchișești este consecventă în ceea ce privește respectul pentru moștenirea trecutului, dar se ocupă în permanență pentru viitorul și prezentul copiilor noștri. Bucovina, căreia și celelalte provincii, sigur, aici sunt benedic, spus în chilimele. Și am cuvânt de laudă pentru fiecare provincie din țara noastră, dar aici e mai mult decât oriunde. Așa simt eu. Doamna primar mi-a dat un album cu multe fotografii. Vă mulțumesc! Pentru că o parte din aceste fotografii le voi pune într-o studia care e pregătită, o asemenea fotografii, și care va fi pusă în sicriul în care va fi așezat
în apartamentul respectiv, care e pregătit. M-am bucurat astăzi să văd atmosfera deosebită de sărbătoare de aici. Să văd chipurile dumneavoastră luminoase ca și ale românilor de acum 100 de ani și să fiu impresionat încă o dată de chipul bun și blând al unui preasfințitului Părinte Pimen, care face parte din generația făuritorilor Unirii și care vine și ne dă mărturie despre cum trebuie să trăim, cum trebuie să slujim, cum trebuie să credem pentru ca viața și societatea noastră să fie una binecuvântată. Suntem frații români de dincolo, din Bucovina de Nord și acei care au trăit și trăiesc acolo sunt încercările pe care românii de dincolo, prin care au trecut și prin care mai departe trebuie. De aceea astăzi am venit cu o bucurie foarte mare, mulțumesc foarte mult doamnei primar, pentru că atâta dragoste am avut de vreo 5 ore am luat legătura doamna cu mine și eu am sunat-o și doamna primar și am venit astăzi să împărtășim această bucurie mare. În cadrul evenimentului, înalt preasfințitului Părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al comunei Berchișești. În data de 13-11-2018, Consiliul Local al Comunei Berchișești a hotărât să vă acorde titlul de cetățean de onoare al comunei Berchișești. La eveniment au participat numeroase oficialități județene în frunte cu prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi, dar și numeroase oficialități din Basarabia și Ucraina, 6 primari din Republica Moldova și 4 din Bucovina de Nord, respectiv Ucraina. Cei 10 edili au venit la Berchișești pentru a se înfrăți cu această comună. Gândurile Domnului cu gândurile omului nu sunt la fel. Și drumurile Domnului nu sunt cunoscute de noi. Aceste cuvinte vreau să le spun că întâmplarea a făcut, noi spunem că întâmplarea, dar cred că cel de sus, a făcut ca toți să ne întâlnim și să ne împrietenim și astăzi să ne înfrățim. Atâtea personalități s-au născut, au trăit, au ars aici, la Berchișești, încât aveți o grea misiune pe care vă asigurați totuși că o duceți cu bine la sfârșit, în sensul în care demonstrați că la Berchișești sunteți în continuare de urmași ai înaintașilor dumneavoastră. Și inclusiv acest edificiu este dovada că vă preocupă să păstrați și să transmiteți mai departe valorile comune. Sus va fi o bibliotecă. Iarăși, atenție pentru viitor, pentru educația copiilor noștri și la Berchișești, viitorul sună bine, doamna primar, iar dumneavoastră v-ați pus din plin amprenta asupra acestei comune. Și vin cu drag de fiecare dată la Berchișești, pentru că n-a fost eveniment organizat aici, la care să nu regăsesc frații tăi noștri din Republica Moldova și din Ucraina. Și, într-adevăr, oarecum, în plan spiritual, putem spune că la Berchișești s-a înfăptuit mica unire mare.